un efort fantastic al echipei. Nu cred că am ieșit destul de bine cum ne-am fi dorit. Însă, într-adevăr, și o echipă care luptă foarte mult, sunt foarte imprevizibili. A trebuit să ne ajustăm un pic jocurile lor. Am rămas până la pauză în meci. La pauză am discutat ce trebuia să îmbunătățim pentru repriza a doua. Cred că toți băieții au înțeles, au recepționat și au aplicat. Iar cu multă apărare și efort am reușit să câștigăm mingi, să jucăm mai repede pe tranziție. Am luat un avans de câteva puncte și mă bucur că l-am fructificat până la final. Nu le-am mai dat șanse să revină înapoi în meci. Și a fost un meci disputat. Trebuie să o dată pentru toată lumea să înțeleagă toată lumea că țările mici nu există sau nu există și nu putem să le numim aceste echipe care sunt în cele 10, în cele 3 grupe, țările mici, pentru că una peste alta și noi suntem acolo. Și eu nu doresc să se spună despre noi că suntem o țară mică basketbalistic. Nu există țările mici. Basketul se joacă peste tot. Dacă vorbim despre țările mici, puteți vorbi despre Andorra, San Marino, Malta, despre aceste țări, eventual care fac competiția aceasta, campionatul european țărilor mici sau nu știu cum se numește. Basketul se joacă peste tot. Naționala Albaniei nu este compusă de jucători din sate din Albania. Au 4-5 jucători care joacă și ei în străinătate. Dallas Moore nu joacă la Silvașul de Câmpie, de lângă Bistrița. Dallas Moore joacă la Partizan Belgrad. Ray Pulaţi joacă la echipa din Liga a doua din Italia. Media de vârsta Albaniei este mult mai mare decât a noastră. Căutați un pic eventual și o să vedeți că media de vârsta echipei noastre este printre cea mai mică media de vârsta. O atmosferă excepțională, de vis, adică eu mi-aș dori că tot timp să am această atmosferă și în campionat și în toate salele din România. Un lucru extrem de important pentru acești jucători. Emi, de când ați jucat cu sală plină? De la ultimul meci aici la Plăși, mi se pare, acum 2 ani de zile. Doi ani și. Așa, sau la Cluj, da, ok. Da. Cu fanii așa, în asemenea numeri, dar și într-o atmosferă, cum a fost creată aici la Ploiești, nu s-a jucat de mult. Dar tot aceste lucruri a pus o aprentă la începutul meciului. M-a motivat faptul că joc acasă, a venit familia mea, au venit prietenii mei, mi-au dat un impuls fantastic. Fanii de asemenea și-au făcut treaba de minune și ne-au dat aripi să putem juca acest meci. Având în vedere că ai echipamentul pătat de sânge, îl vei păstra așa? Da, chiar cineva din tribune mi-a zis să-l păstrez, eu amintire de la acest meci. Și o amintire cu mândrie, ca să spun așa. Cultul național nu se poate construi doar de pe teren, se construiește cu mai mulți factori. Această națională este tineră. Această națională, dacă ne uităm acum la medie de vârstă, avem aici jumătate din echipă sunt în campionatul național de încă U23, nu? Sau 5 jucători, cel puțin. Tu ai puțin mai mult, adică cu doar 2 ani de zile, practic, ai ieșit din această regulă și mai sunt jucători din generația asta de 97, nu? Care sunt. Trebuie să fim foarte obiectivi și trebuie să păstrăm proporții, trebuie să avem răbdare foarte multă cu națională. Astăzi am mers cu autocarul la meci cu echipa, am mers toate zilele astea cu microbusul cu care a mers staff pus la dispoziție de federație, dar astăzi am mers cu autocarul cu echipa și am ascultat în spate, ei au protocolul lor, așa să spunem, în care ei fac team atmosfera sau atmosfera de echipă. În spate acești copii ascultau Phoenix. Pasărea colibri Phoenix. Ascultau Phoenix și ascultau cântecul ăla, nu știu cum se numește, din propria cenușă și din propriul scrum și mai departe. Și Bobe Niculescu, la un moment dat, auzeam vocea lui, nu știu, n-am văzut în spate cine era. Și Bobe Niculescu spunea la un moment dat, asta e imnul nostru național de basket. Adică
Acești copii vor să renască. Acești copii vor să meargă mai sus. Nu a mers la meci ascultând pe țancă uraganul. A mers la meci ascultând pe ceva românesc, tradițional, din folclor românesc. Și acest lucru nu știu dacă reprezintă ceva pentru noi. Probabil acum, în era asta știrilor de senzație, probabil nu reprezintă nimic. Pentru mine, onoare reprezintă foarte mult în viață. Cred că acești oameni au onoare. Acești oameni au întors meci de la Luxemburg când au fost conduși, acești oameni au întors meci cu Albania. Acasă nu a fost ușor să facă acest lucru pentru că a fost atât de mare apăsare emoțională. Câți oameni au venit să te vadă? Foarte mulți. 20. Foarte, 15 pe lista aveai, nu? Da. Plus încă câțiva prieteni. Adică au venit oamenii din toate colțurile țări, a venit să vadă acești copii la lucru. Pentru că nu au avut ocazie până acum să le vadă la Națională de când e pandemia. Și asta este un factor emoțional.